Salutare, sunt Angel și azi la ideea zilei te invit să te gândești la mediu. Mai exact, la mediul tău, cel în care îți petreci cel mai mult timp. Există o vorbă care spune că dacă ești mereu cea mai deșteaptă persoană din cameră, atunci e cazul să schimbi camera. Și asta pentru că înseamnă că nu te afli într-un mediu de creștere, un mediu care să te provoace, să te împingă, să devii mai bun în fiecare zi. Pescarii de crab au o regulă simplă. Când prind un crab, îl pun într-o găleată sau într-un recipient și pun, bineînțeles, un capac ca să nu iasă. Când însă prind doi crabi sau mai mulți, nu mai este necesar capacul, pentru că în momentul în care unul încearcă să iasă, ceilalți îl trag în jos în încercarea lor de a ieși din găleată. Și fără să vrea, nu lasă nici pe primul să iasă. Gândește-te la un moment în care ai vrut să faci o schimbare importantă, cât fătuitori ai găsit care să spună că nu e bine, că nu e momentul, că nu e cazul, că ce ai pățit, etc. Nimănui nu-i place să rămână singur în găleata crabului și chiar dacă știe că există și altceva și mai bine, tot preferă să-și păstreze colegi de suferință și de confort. Așa cum ziceam și într-un articol de pe blog, e foarte important când cerem sfatul, îndrumarea cuiva, să fie o persoană avizată în domeniul respectiv. Ce înseamnă avizată? Înseamnă că a făcut deja ceea ce vrem noi să obținem sau este în proces să obțină în momentul în care noi cerem sprijin, sfaturi, idei. Până la urmă, e foarte important scopul tău, obiectivul tău. Știi bine că dacă pornești pe o cale nouă, ai nevoie de resurse noi, de informații noi, de competențe noi, de abilități noi, dar și de un mediu nou. Începe prin a seta cadrul potrivit care să te ajute să obții ceea ce ai nevoie cât mai repede. Așadar, care este dorința ta în acest moment? Ce ai nevoie să îmbunătățești acum la mediul tău ca să ajungi mai repede la rezultat?